Primăria Mizil a reușit să se propulseze pe primul loc în clasamentul prahovean al banilor accesați din fonduri europene. Aflată la distanță mică de celelalte localități clasate pe următoarele două locuri, Câmpina și Azuga, Primăria Mizil a reușit să atragă pentru oraș peste 18 milioane de euro, o sumă uriașă pe care primarul Mizilului, Silviu Negraru, o va folosi pentru a transforma radical orașul. Domnule primar, Mizilul se situează în acest moment în top 3 localități care au accesat cele mai multe fonduri europene. Cum ați reușit acest lucru? Am reușit printr-o muncă asiduă a mea și a celor din subordine. Am o echipă la investiții bună, m-a ajutat foarte mult. Și faptul că am realizat că altfel nu pot face față la toate nevoile orașului. E o sumă destul de mare. S-au depus proiecte pentru 13 milioane 500 de euro. Deja avem fericirea să avem primele 8 milioane aprobate, sunt în contractare și se vor vedea anul ăsta, pentru că până în toamnă se va demara execuția lucrărilor. Sunt proiectele despre care am vorbit. M-am bucurat ca un copil când am aflat că grădinița numărul 5 și liceul au fost prinse și ele în finanțare. Așteptăm cu nerăbdare și pentru celelalte proiecte. Lucrurile se mișcă, nu foarte rapid, dar se mișcă. Milioanele de euro care vor intra în bugetul primăriei Mizil vor fi cheltuite pentru reabilitarea termică a Spitalului Orășenesc Mizil, care va fi dotat cu centrală proprie și pompe de apă, pentru reabilitarea termică, dar și a structurii Liceului Teoretic Grigore Tocilescu, precum și pentru renovarea și extinderea grădiniței numărul 5 cu program prelungit. Totodată, proiectele primăriei Mizil vizează și modernizarea internatului Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu, reabilitarea sediului primăriei vechi, extinderea ambulatorului din curtea Spitalului Orășenesc, precum și asfaltarea și modernizarea străzilor din oraș. De altfel, din 4 martie încep deja asfaltările pentru cei 8 km de străzi din cartierul estic La Han, ne spune primarul Silviu Negraru.